vechi antici chiar spuneau că pădurea este un altar dedicat zeilor, referindu-se la trunchiurile înalte, drepte, elagate de copaci care merg până sus. Dar așa ar trebui să fie. Natura, un alt altar, să ne închinăm la natură și mai puțin la ceea ce înseamnă civilizație modernă. Sacrul sau profanul văd în pădurea multiseculară un simbol al perpetuării, al renașterii, al vieții imaculate, al contopirii absolute cu natura. Căci unde să te simți mai conectat la natură decât sub bolta codrilor de aramă, lipiți de trunchiurile prin care curge seva dătătoare de viață? În acest spațiu al energiilor latente, zimbrul, regele pădurilor, își are templul și ograda. Sebastian Cătănoiu, directorul Parcului Natural Vânător Neamț, om al locului, știe cel mai bine povestea și legenda zimbrului moldav. Așa cum știm, bourul sau zimbru, ce-o fi fost el, a fost vânat pe apa Moldovei și nu foarte departe de zona în care se află, Parcul Natural Vânător Neamț și destinația Ținutul Zimbrului, undeva în satul Băureni, județul Iași, la 20 de kilometri de locația noastră. Faptul că, de exemplu, zimbru a reapărut în libertate la sute de ani distanță de vânarea simbolică, nu face parte decât dintr-o legendă care continuă. Zimbru cu siguranță a existat în fauna României, cu siguranță a existat aici în zona noastră. O cercetare toponimică făcută în secolul trecut de către George Vulsan, un mare geograf, a arătat că în această zonă se întâlnește cea mai mare concentrație de toponime legate de zimbru. Și atunci el, Vulsan, a și denumit această zonă zona zimbrului. A fost un lucru firesc ca prin 1969-1970 să se înființeze o rezervație de zimbri aici la Vânător Neamț. De aici lucrurile iarăși au mers într-un firesc, pentru că având, eu știu, 30 de ani de prezența zimbrului în captivitate adevărat, având acest background istoric, programul de reintroducere iarăși a venit oarecum ca o mănușă, a venit ca un lucru firesc. În 2012 s-a făcut prima punere în libertate a zimbrului în România. An de an, din 2012 și până acum, s-au eliberat, uneori 6 exemplare, alteori 4, alteori unul singur, în total 30 de exemplare au fost puse în libertate până în prezent. Aceste 30 de exemplare au avut grijă să se mulțească, astfel că populația actuală este undeva la vreo 45 de exemplare. Mai mult ca nicăieri, aici în Neamț, mănăstirile au legende despre sfinți, monahi și ctitori luminați. Sunt foarte multe legende legate de constituirea mănăstirilor, de constituirea mănăstirii Neamț și sunt, cum să zic eu, atestați mai bine de 700 de ani documentar în care această populație monastică există în zonă. Din nou, legenda continuă, având în vedere faptul că îmbinarea aceasta între natură, cultură și spiritualitate este, să zic, la ea acasă, cel mai bine ai putea simți destinația dacă ai face un drum între mănăstiri, prin pădure, un drum de pelerinaj, singur sau cu prieteni, să încerci să te regăsești, să te aduni, să ai contact cu divinitatea așa cum o simți. Cam fiecare dintre noi, vorbesc de cei din regiunea Moldovei, avem grijă ca măcar o dată în viață, dar aproape anual, să ajungem la aceste locuri de pelerinaj, care sunt faimoasele mănăstiri din județul Neamț. Și atunci legătura asta mea vine de multă vreme și cu adevărat de vreo 15 ani lucrez aici, dar legăturile vechi au venit să se întărească și, eu știu, liniștea pe care am resimțit-o intrând într-o incintă de mănăstire mă urmărește și acum și o regăsesc poate în colțuri de natură, din nou intrând într-o mănăstire, iarăși pe cetatea Neamțului. Sus, pe o stâncă falnică ce străjuie apa Ozanei, deasupra vechiului târg al Neamțului, se află vestita cetatea Neamțului, îngrădită cu pustiu, acoperită cu fulgere, cum prozastic ne spune Ion Creangă, nemțean de prin partea locului. Așezată strategic la întretăieri de drumuri, cetatea Neamțului a fost un punct important pe harta istoriei Moldovei. A găzduit familia domnitorului, dar și terzaurul țării, a fost martoră la bătălii eroice
și a fost subiect de legende, pentru ca azi să fie restaurată și transformată într-un impunător muzeu. Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul nașterii mele, la casa părintească din Humulești, la stâlpul hornului unde mama lega o sfară cu motocei la capăt, decrăpau mâțele jucându-se cu ei, este probabil citatul cel mai drag al copiilor care vizitează casa lui Ion Creangă. Acum, Humuleștiul, cartier al Târgului Neamț, este vestit prin casa memorială a marelui povestitor, un templu al copilăriei și al năzdrăvăniilor povestite în dulcele grai moldav. Aici, copilăria este o stare de spirit, tălmăcită cu talent de nica lui Ștefana Petriciu Botarul, numele de Mirean al lui Ion Creangă. Dacă ar fi să ne referim la, la pădure, nu? Ea este în zona noastră aproape eternă și acum sunt arborete de 200 de ani și mai bine. Ele au fost gospodărite, îngrijite de-a lungul timpului, ba de comunitățile monahale, ba de comunitățile locale, ba de actuale administratori, Regia Națională a Pădurilor, dar din nou putem spune că această legendă continuă. Drumurile forestiere, potecile de munte Molcome, ce fac legătura între mănăstiri, invită la o parcurgere în șaua bicicletei a codrilor seculari și a poienelor pline de flori din Munții Neamțului. Ce este natură, ce este spiritual, ce este cultural, pentru că lucrurile sunt în așa fel îmbrăcate, în așa fel se ajută unul pe altul, încât vorbim de această abordare holistică, natură, cultură și spiritualitate, pe care o regăsim oriunde ne-am uitat, fie într-un colț de mănăstire, fie într-un colț de natură, fie pe dealul cetății, fie la izvorul Slatina, lucrurile se îmbracă, nu le poți despărți una de alta. Și cu adevărat, Parcul Natural Vânător Neamț și destinația Ținutul Zimbrului este un exemplu al acestei combinări, hai să zic eu, intime, între natură, cultură și spiritualitate. Autenticitatea elementelor naturale, culturale și spirituale din Ținutul Zimbrului au fost incluse în top 100 destinații sustenabile în anul 2017, iar un an mai târziu a obținut premiul 2 la nivel mondial pentru natură și viață sălbatică, acordat de Green Destination. Zimbrul, acest uriaș al sălbăticiei, simbol al destinației ecoturistice din Neamț, este un ambasador ce va trebui să treacă peste timp și timpuri. Va trebui ca această populație să fie una viabilă, de sine stătătoare, nu? Să nu fie supusă, eu știu, riscurilor de natură epidemiologică, genetică, în caz de dezastre naturale, nu, această populație să fie totuși viabilă. Și atunci nu ne rămâne de făcut să continuăm cu eliberări. În Ținutul Zimbrului, legenda merge mai departe.